Ok, salutare, eu sunt Alexandru Arnăutu, a.k.a. Vraciu. Sunt un mare fan al filmelor din anii 80. M-am gândit, începând cu anul trecut, să îmi fac o serie de episoade pe canalul meu de YouTube pe care te invit să te abonezi împreună cu prietenii tăi dacă îți place umorul, stand-up-ul, dacă îți plac filme din anii 80-90 de acțiune, SF și horror. Da, și comedie. Dacă îți place, ce să te mai întreb, muzica, rock and roll în general și îți plac creatorii de conținut în stilul ăsta, happy, joy, joy, bagă-o acolo, abonează-te, te rog, pe canalul meu, pentru că vreau să ajung în scurt timp la 7.000, 8.000, 9.000, vreau să-mi cresc canalul. The point is. Bun, anul trecut am povestit despre filmul lui Jean-Claude Van Damme. Anul ăsta este vara lui Schwarzenegger. Am început deja cu Terminator și cu filmele lui din anii 80, care practic l-au făcut destul de cunoscut și celebru. Astăzi vreau să povestesc despre, chiar dacă o fac așa din memorie, din creier, vreau să vorbesc despre partea lui de comedie. Atât el cât și Sylvester Stallone, care au fost cumva în competiții în anii respectivi, pe filmele de acțiune, pentru că erau cei mai buni. Deși pe acting și pe ceea ce a reușit să facă, să construiască Sylvester Stallone și cu Rocky și cu Rambo, mie mi se pare Sylvester Stallone cel mai bun actor de acțiune al acelei perioade, primul fiind Clint Eastwood. Arnold Schwarzenegger a fost super ok pentru că, pardon, a jucat în filme de blockbuster. Adică filmele în care apărea Arnold au fost mult mai bune decât cele ale lui Sylvester Stallone, cum ar fi Cobra și așa mai departe. Dar probabil, cel mai probabil anul viitor, dacă voi avea cât de cât câțiva urmăritori la aceste recenzii, mă voi încăpățâna și voi face vara lui Sylvester Stallone la anul, Doamne ajută să ajungem sănătoși, și vă povestiți despre Sylvester Stallone acolo. Dar, hai să povestim astăzi despre, practic, primului film de comedie din 88. Dacă rețin bine minte, anul 1988, sunt două filme din 88, Febra Roșie, Red Heat, când joacă el un rus, dar despre la vom povesti în alt episod, și primul film de comedie, practic, după Hercule la New York, care e un dezastru de film, Twins, Gemeni, în care joacă alături de Danny DeVito. Povestea fiind, pe scurt, faptul că la un moment dat s-a făcut un experiment, șase bărbați sau mai mulți, foarte buni pe domeniile lor, bărbați inteligenți, bărbați atletici și așa mai departe, super mega premiați, au făcut un cocktail, cum chiar ei spun în film, un cocktail de ce iese din bărbat mai bun, din chestia aia care produce copii împreună cu ovulul femeii, ați prins ideea, fac ei un cocktail acolo și îl însemânțează, o semânțează pe o Miss Univers, o domnișoară foarte frumoasă, și practic Arnold este primul născut și în el s-a dus tot ce e mai bun, și partea ADN-ului mai puțin ok, restul de pe fund s-a dus și a apărut Danny DeVito și ei doi sunt gemeni. Nu sunt identical. Și foarte interesant filmul că la început e Arnold care află chestia asta, vrea să-și cunoască fratele. El a fost educat în arte marțiale, în partea asta de știință. E un tip foarte manierat, foarte educat. În schimb este virgin. Asta e chestia foarte interesantă în film și partea, contrapunctul pe partea de umor, de comedie. Iar Danny DeVito cumva a fost învățat de școala vieții. Orfan, a fost renegat, cum ar veni, el este rebelul, se ocupă cu tot felul de găinării, cum se zice, un fel de hoți, e băgat în tot felul de buclucuri. Mi-aduce aminte de Han Solo în Star Wars, că e băgat în tot felul de chestii, cum era Han Solo cu Jabba the Hutt, nu mai rețin minte exact care este personajul negativ în filmul ăsta, dar pe scurt cam asta e vorba. Arnold merge să-l întâlnească pe Danny DeVito, să-și recunoască fratele, Vincent! We're brothers. Și cumva ăsta nu-l crede la început, Danny DeVito, și își bate joc cumva de el. În schimb, ei, planul lor, după ce se împrietenesc, cum ar veni, este să meargă să-și găsească tații, să întrebe de mama lor, să facă parcursul drumului, știi, să
învețe să fie conștienți de ceea ce s-a întâmplat, de cei care au vrut să facă experimentul ăsta, de ce l-au făcut experimentul ăsta, ce se întâmplă cu viața lor, să-și cunoască părinții și mama, care cred că a murit. Și se duce inclusiv la Arnold, apar la un moment dat într-o secvență de asta mișto, cu I'll be back, din nou, we'll be back. Îl cunosc pe tipul ăla care a făcut experimentul ăla, omul de știință care a condus toată chestia asta, toată povestea asta, cum se zice. Și un film foarte interesant, e o combinație perfectă între acțiune și comedie. Țin minte secvența când dansau și amândoi apucau fetele de fund și le suiau pe acolo, le ridicau în timp ce dansau pe scena de dans. Secvența aia genială în supermarket când lui Arnold îi se rupe cămașa și apar mușchii și de viitor întreabă, bă, suferi de vreo alergie, ceva, și își cumpără tricou cu Born to be Wild, amândoi. Practic încep să țină unul la altul și sunt foarte multe secvențe clasice în filmul ăsta. E un film foarte bun, e un film top 10 filme cu Arnold și vi-l recomand cu drag. La polul opus, Sylvester Stallone a făcut Stai că trage mama, Stop or my mom will shoot și cu Oscar, care mi-e place foarte mult pentru că e o combinație perfectă între zona asta de comedie de arte. În fine, o să discutăm la momentul oportun despre Oscar din 1991. În ceea ce privește Arnold, reluăm, cam asta e pentru 88, în mare parte Twins, Gemeni, scrieți-mi în comentariile de mai jos dacă știți filmul, ceea ce vă place la film, care e the bad guy în filmul ăsta, că nu mai știu, știu că era un, pe lângă un mafiot sau un interlop cu care avea de-a face Danny DeVito, știu că este și tipul ăla, practic omul de știință care a creat situația, i-a creat pe ăștia doi, pe Arnold și pe Danny DeVito și practic se ascunde, ceva s-a întâmplat acolo, ceva ce nu a fost ok, faptul că mama lor era moartă sau ceva de genul ăsta, nu mai țin minte exact. Țin minte că Arnold se duce să întâlnește cu unul din tați care arăta fix ca el și așa mai departe și cred că inclusiv omul ăla de știință care a făcut experimentul a contribuit și el cu milkshake, știi ce zic? La toată combinația respectivă și a, este secvența aia genială când Arnold trece pe stradă, vede un afiș mare cu filmul Rambo 3 care a fost lansat în 88 și se uită la brandul lui Stallone și după aia își pune el mâna și măsoară brandul și face... Aveau amândoi în filme glume unul către celălalt. În Demolatorul Sylvester Stallone îi spune Sandra Bullock că Arnold a fost președinte. Și na, făceau mișto unul de altul. Bun, cam asta a fost cu Twins. Sunt curios dacă știți filmul, ce vă propun el, dacă nu uitați-vă și mai povesti data viitoare. Mai e ceva de menționat. Este o tipă foarte interesantă, practic prietena logonicii lui Vincent, lui Danny DeVito. E o tipă foarte drăguță, frumușică și devine cumva prin alianță partenera lui Arnold. Ea stă cu capul pe umărul lui noaptea când merg ei pe drum și se încordează brandul prea tare lui Arnold și au ei un moment în care bănesc că fac sex sau ceva de genul ăsta. Și mi se pare foarte amuzant că Arnold în secvența respectivă când iese din duș se vede că se uită clar într-o parte să nu o vadă pe ea și cânta el cu Yakadi ya, Yakadi don't look back, hey money! Secvența când cânte la Ain't gonna rock and roll no more! It'll sweep the kitchen floor! Și se uită la ea și, hey, mami! Interesant. Îți dai seama cât de slab ca actor este Arnold Schwarzenegger în secvența aia. Când iese, practic, o vede, dar se face când o vede doar ca să joace. Cred că l-au fost take-ul cel mai bun. Și el cântă acolo, don't look back, hey, mami! Uitați-vă și o să vedeți la ce mă refer. V-am pupat până data viitoare. Stay frosty!